Hai, hai, hai la mine, hai, 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 hai la mine, hai, hai, hai că nu-ți fac nimic, hai. Sunt la jibzei și asta e transhumanța, sau cam așa ceva, de toamnă, campania de toamnă, la oi, la ovin. Miroase. Am venit de departe, tocmai până aici la jibzei, pentru a vedea acest misterium. Misterium? Ce e asta? Istorie la jidvei. Sunt la jidvei și vom face un pic de istorie. Wine. Chiar Herodot însuși menționează în scrierile sale istorice că aici, pe Valea Târnavelor, între cele două târnave, Târnava Mică și Târnava Mare, aici se practica viticultura, ghetodaci, tracogeți, chestii. Da. Avem apoi cetatea de baltă. Cetatea de baltă din care este atestată documentar încă din 1177. 1177. După Hristos. Ajungem ușor, ușor la anul 1200, în care apare țara vinului. Wineland sau Vineland. Nu știu exact cum se zice în germană, dar cred că așa este cel mai potrivit. Da. Colonizarea sașilor în Transilvania a contribuit decisiv la dezvoltarea viticulturii și vinificației. Cum sună asta? Sună. În 1489, Ștefan cel Mare îi dăruiește lui Matei Corvin cetatea. În 1489, Ștefan cel Mare primește de la Matei Corvin, împreună cu o plantație viticolă în Saltul Velt, cetatea Bethlen, pe care o să o vedeți acum. Da, în spatele meu e castelul de la Jidvei. Și încercam să mă joc cu aplicații, ceva șeptică. Poate reușesc să-l câștig la cărți, chiar și pe o aplicație de mobil. Ce vreau să spun? În trecut, castelul din spatele meu a fost pierdut la cărți. Cărți. El este strugurul, iar el este vinul. Sunt la Jidvei și enjoy the moment. Yes! Provocarea Jidvei. Bine, în 1949 se înființează prima societate viticolă Jidvei. Iar în 1958, concursul internațional de la Ljubljana îi aduce primele medalii de aur. Vinurile din soiurile Traminer Roz, Fetească Regală și Sauvignon Blanc. Asta e un misteriu. În 1975 apare gama tradițională. Gama tradițională. Vinuri prietenoase. Tu nu ești tradițional. 2.10 se trage și se mănâncă strugurii. În 1990... Da! Gata, vin! În 1999, compania Jidvei se privatizează. Și atunci începe distracția. În 1999, se privatizează IAS Jidvei și se înființează SC Jidvei SRL.
așa ceva. Prin foc și sabie. Sună ca un clișeu, dar chiar așa cred că a fost. Are cineva o sabie? Să nu se trage. Actual, asta iar a fost construit în perioada 1570-1580 în partea de nord-est a localității. V-am zis de cetatea de Bartele. Și aici, el a fost refăcut radical de comtele Ștefan Bethlen între 1615 și 1624. Modelul castelului Chambord din Franța. În jurul acestui castel există și legende. Exact. Iar una dintre ele spune că există un tunel secret care leagă castelul de la cetatea de baltă și castelul Petre la Saint-Mitouche. Istoria castelului de la Jitvei, alături de film, misterios. Vie ce tocmai a fost culeasă. Nu vezi picior de bob de strugure. Ce a fost culeasă automatizat. Asta înseamnă să fii mecanizat, să faci totul ca la carte. Toată treaba la Jitvei este să vrei. Ce? Vin. Și struguri. Să vedem cum să culeg strugurii. Manual de data asta. Care struguri sunt buni de cules și care nu. Cum ne dăm seama? Da. După dulceață, da. Și gustați? Pe sigur îi gustăm. Da, foarte bine, că îi gustăm. Gata! Deci strugurii se gustă, vinul se gustă, totul se degustă. Și cine rezistă la sfârșit, pănesc că... Ce soiuri albe de vin avem la Jitvei? Fetească regală, Riesling italian,
Sauvignon Blanc, fetească albă, Chardonnay, muscat, otonel. 2500 de hectare de podgorie ale Jidvei, fiind astfel cea mai mare plantație viticolă din România și cea mai mare podgorie din Europa cu proprietar unic. Nață pasta! Folosul sănătății. Nu și-l făcea cu scopul numai de a se îmbăta. Vedeți, țăranul român ce făcea? Se scula dimineața la 4. Lui spuman. Acum, știți ce nu m-a spus? Toate materialele enologice folosite sunt franceze. Jidvei, respectul speciale. Asta este crama de la Jidvei, una dintre cele mai mari ale lor. O cum se vede. Așa se termină o zi la Jidvei. A sfințit struguri cât vezi cu ochii, podgorie cât vezi cu ochii. Practic este raiul strugurilor, raiul vinurilor. Cum să nu se facă struguri ăștia și să-ți producă un vin atât de bun când ai așa ceva? Aș putea zice că aici sunt în rai. Jidvei. Mulțumesc Jidvei pentru această oportunitate de a vedea așa ceva, de a degusta niște vinuri foarte bune și, dacă nu ajungeți aici, intrați pe magazinul lor online, care tocmai s-a lansat. Veți avea o părticică din această bucată de rai.